mulți dintre voi ați vrea ca în viitor să vă angajați, corect? Tocmai de asta m-am gândit că în acest episod să fac top 9 cele mai mișto joburi. Hei, salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră săptămânală din fiecare miercuri. Astăzi m-am gândit să fac un top 9 cele mai mișto joburi. Deci hai să începem. Pe locul 9, testarea marihuanei medicinale. Chiar dacă mie nu mi se pare o slujbă așa mișto și nu m-aș angaja așa ceva în viața mea, unii zic că e tare mișto. Pentru că în Anglia este ilegal, ilegală chestia asta, și gen te plătesc pentru că testezi și te droghezi. Gen, tu te droghezi și primești bani pentru chestia asta. Dar nu știu ce zic despre această slujbă. Pe locul 8, îngrijitor de insule. Ar fi fost pe un loc mai mare dacă n-ai fi fost singur pe acea insulă. Și, de fapt, e singur și gen mai faci curat după animal. Ceea ce nu e o slujbă așa ok, dar e mișto că primești bani și într-un fel doar stai. Pe locul 7, dezgustător de înghețate. Această slujbă există până și în aceste momente în SUA și gen angajează o persoană să mănânce înghețate și să spună dacă le-a plăcut sau nu, și poți să mănânci până la 4 cornete sau chiar mai mult pe zi. Pe locul 6, supraveghetor de iarbă. Ce te să faci mai sat în această slujbă? E simplu. Tu pur și simplu stai și privești iarba cum crește. Trebuie să ai grijă ca animalele să nu mănânce din iarba aia, adică pur și simplu păzești iarba. Pe locul 5, degustător de sucuri. Această slujbă mi se pare destul de ok, pentru că pur și simplu bagi în tine și primești bani. Și bagi în tine. Și poți să primești câteva mii de euro. Bine, nu cred că există așa ceva în România, dar în străinătate există. Pe locul 4, testarea paturilor de lux. În Marea Britanie, un om a plătit alți oameni să testeze patul. Cum adică? Ei trebuie să doarmă o noapte în pat și să spună ziua următoare dacă a fost confortabil sau nu. Mi se pare o slujbă destul de ok, pentru că, pur și simplu, dormi și... Da, e ok. Pe locul 4, jucător profesionist. Ce trebuie să faci în această slujbă mai exact? Ei bine, tu trebuie să testezi jocurile care urmează să apară și să spui dacă ți-a plăcut, dacă vrei să se mai schimbe ceva la acel joc sau dacă vrei să rămână exact la fel. Dacă sunteți interesat, există această slujbă și România și e ok. Tocmai de asta a ajuns pe locul 3, pentru că multora le place să se joace pe calculator. Pe locul 2, degustător de vin. Asta mi se pare o slujbă foarte, foarte tare și foarte mișto, din câte v-am zis. Dar am ajuns pe locul 2 pentru că mi se pare mai mișto decât cele înainte și mie mi-a plăcut. Și pe locul 1, testarea toboganelor cu apă. Asta a ajuns pe locul 1 pentru că dacă stai să te gândești, călătorești în toată lumea și te distrezi. Adică, pur și simplu, te duci în toată lumea și ca și cum ai fi în concediu tot timpul și te dai cu toboganele, cu apă, ceea ce e tare distractiv. Bineînțeles, astea se întâmplă înainte să deschidă parcul pentru a testa toboganele. Și apropo, vă rog tare mult să-mi lăsați comentarii ce tutorial sau top sau review-uri la un joc să ați vrea să fac săptămâna următoare, pentru că momentan n-am nicio idee. Bine, dacă nu o să-mi lăsați voi vreo idee, o să-mi iau eu o idee, dar momentan n-am. Abia am reușit să iau o idee pentru săptămâna aceasta, dar
Oricum, cam atât cu acest episod. Eu am fost Robert și vă salut. Pa, pa!